Și dacă astăzi am vorbit de Bucovina și ieri a fost ziua Bucovinei, vrem în această seară să vă cântăm o melodie de la Cernuț, de la Cernuț la Vale, alături de Constantin Bacrin. De la Cernuț la Vale, de la Cernuț la Vale, s-a făcut o trecătoare tinerețea mea. Trecătoare printre brazmă, trecătoare printre braz, trece trenul cu soldați, tinerețea mea. Și noastră! Uite, mamă, trenul vine, uite, mamă, trenul vine și mă ia de lângă tine, măiculița mea. Și mă duce în țări străine, și mă duce în țări străine, unde nu cunosc pe nimeni, inimioara mea. Batista am pus o floare, pe Batista ai pus o floare, să-mi șterg fața de sudoare, mândrulița mea. Trenul-i lung cu cinci vagoane, trenul-i lung cu cinci vagoane, și mă duce lumea mare, tinerețea mea. Și la Iași-n Chișinău, măi, și la Iași-n Chișinău, cale lungă și drum greu, tinerețea mea. Cernăuți la Vale, s-a făcut o trecătoare tinerețea mea. Și orchestră. Aplauze pentru cântare! Este o plăcere și o onoare să cânt cu Grigore German, pentru că noi avem inițiat un proiect așa cu duete ca tată și fiu, așa, a fost dintotdeauna, acum vreo 5 ani am colaborat. Este o onoare și o plăcere să fim și în acest proiect frumos și să știți că deja avem, cred că, o vechime de 6 ani în proiectul 10 pentru folclor. Suntem încântați, suntem onorați și ori de câte ori demarăm anual acest proiect, pentru că, după cum știți, mergem prin sate, prin comune, ne întâlnim cu oameni speciali, să știți că ne crește inima, pentru că vedem lucruri minunate. Acum este gala, adunăm rezultatele, cum se spune toamna, numărăm bobocii și, într-adevăr, rezultatele sunt excepționale. Felicitări Mihailei Bârsan, felicitări tuturor organizatorilor pentru acest regal frumos și minunat. Și, bineînțeles, orchestrei, aplauze! Moșnambali, prin primeri în floare, sunt colina rară, aud cântec de fanfare, chiar inimii sună, trompeta răsună, doar la ei găsești,
ora din Cosmești, băi mă. Și când s-a vânătăt sacul, băi mă. Și să prind unul cu altul, băi mă. Și așa rar cât mai trăiești, mă. Fanfara din Cosmești, măi. O, stai, ora, horilor, ora, moldovenilor, să-i așa și tot așa. Dă-i nișa fanfară, renumit în țară, n-o uiți că trăiești. Fanfara de la Cosmești, domnoșarul Vaghi, s-aude prin sate, cu toți să asculte, orișul bate-te, băi mă. Și când s-a vânătăt sacul, băi mă. Și să prind unul cu altul, băi mă. Și-aș ora cât mai trăiești, mă. Băi mă, fanfara din Cosmești, măi. Oi, cu toți și-o-mi juca, cu să joacă în Moldova, ți-i așa și tot așa. Ia-mi ca nu o frică, să-și o mărunțâcă, cu trompeta lui, la oamenii satului, îi de mai e frunte, stă ca să ne cânte, Roma cu băiatul și cu clarinetul. Băi măi, satul-i plin de gospodări, măi. Băi măi, și de mândri lăutari, măi. Sumul n-o mai cântat, mă. Băi mă, băi unde aici din sat, măi. Să-i așa și tot așa, hai cu toți și-o-mi juca. Ia ca și Leonti, cum se și de tăti, și cu chiria, lăutar vestiți din sat, și când tot s-adună, satele răsună, de noi mai oprești, așa-i la Cosmești. Băi măi, satul-i plin de gospodari, măi. Băi măi, și de mândri lăutari, măi. Sua pisat, măi, măi, o ticătișo lăsat, măi. O, stai, ora, horilor, ora, cosmeștenilor, ai să trăiască neamul meu, ai și să ții Dumnezeu, opa, și ia ca așa. Vă mulțumesc frumos! Să aveți o seară frumoasă în continuare! Felicitări, maestre! Mulțumim din toată inima pentru acest regal frumos și aplauze în continuare pentru toți artiștii care au evoluat pe această scenă. Mulțumim! Mulțumim și noi, ne continuăm maratonul, sperăm că încă mai aveți energie și răbdare pentru numerele care au fost pregătite în continuare în spectacol. Surprize una și una și momente poate la care nu vă așteptați în cadrul unui spectacol folcloric. Este firesc să îi invităm și pe reprezentanții școlilor care ne sunt parte.